Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. M-am trezit de dimineață, îmi iau cafeaua și vreau să fac astăzi o supă cum obișnuiam să facem noi aici la țară și felul 2, pentru că mi-aștept soția acasă și să o aștept așa cu mâncare bună. Și vă arăt ce facem. Pentru că soția nu a fost acasă, am cumpărat două pulpițe de pui de la magazin. Le-am tăiat bucăți. Toată noaptea a stat în apă. Trebuie să spăl până rămâne apa curată. Și aici am pregătit zarzavaturile, legumele pe care le pun. Morcov, păstrănar și țelină. Atât am să pun. Și la supa noastră o să folosesc astăzi paste din astea subții. Și felul 2 o să fac, așa cum obișnuiam noi să facem, un martaj pe pipote de pui. Da, supa noastră deja imediat începe să fiarbă. Trebuie să despumez. Așa. Aici am spălat pipotele. Dacă observați, inima, mai este câte o inimă. Am crăpat în puțin așa, să pot spăla bine. Că conține sânge închegat. Și de asta trebuie spălat. Mie nu-mi place să văd sânge în mâncare. Văd multe rețete pe YouTube când care nu este spălată bine, la mine trebuie să fie apa curată. În atâtea ape spăl până rămâne apa curată. Și trebuie să mai tai una alta de pe pipote, de pe inim, ce nu mi-a plăcut. Și o să o pregătesc cu puțină ceapă și usturoi. O să fie un martaj ala lui super, stați aproape. Da, supa noastră trebuie despumată. Așa, să rămână curată, frumos. Deja arată foarte bine supa noastră, sau cum a spune Văruanu din Timișoara, zupa. Probabil că așa se spune în Banat, dar facem parte dintr-o comunitate frumoasă, așa că îl salut cu ocazia asta. Mai trebuie încă o dată despumat. Îl salut și pe domnul Bezo. Este vecin cu domnul Vanu, cu Văru Vanu. Facem parte dintr-o comunitate frumoasă. Nu ne hăitărim, suntem sinceri unul cu altul, foarte bine. O ceapă pentru mătașul nostru. Așa, mărmuțită.
simțim ceapa când mâncăm. Destul de mai mult, nu? Vedem aici, am pus untură și punem ceapa. De data asta am pus ceapă roșie, ca asta mă uit la îndemână, dar de obicei e mâncare mai mult ceapă galbenă pun, dar de data asta ce-am găsit mai repede în cămară. Așa, încetul, uitați supa noastră sau zupa noastră, ce frumos! Culoare, să știți că deja are o aromă, duce în bucătărie de... Nu mai pot, abia aștept să se facă, să pot mânca un pic. Mai ales acum și cu ceapa asta, o aromă în bucătărie de... Cu ceapă bună, lăsăm la distălit. Nu ne grăbim, că ceapa totdeauna trebuie bine distălită, până să moaie. Să fie cât mai mărunt, pentru că așa își dă drumul la uleiuri ce are și haideți să vedem ce se întâmplă. Așa, ce frumos. Apă n-am pus. Paprika, a pus un pic de sare, mai gustăm și mai punem, aproape la urmă, piper și acum punem usturoiul. Amestecăm. Zupa noastră merge bine, uitați ce culoare și o aromă umbietoare. Vedeți, nu trebuie apă, că atâta apă își lasă el. Și până la urmă trebuie să punem lapte, să facem matașul. Și uitați, așa pregătim două linguri de făină la cantitatea noastră. Trebuie amestecat bine să nu rămână cocoloase. Să nu vrem. Întâi așa puțin lapte ca să
să poată mai ușor amesteca și acum se poate pune lapte mai mult. Cam așa. Asta pentru îngroșare. Tarmatașul nostru să fie atât de gros cât trebuie, cât vrem noi să fie. Deci dacă văd că e prea mult, nu o ton tot. Așa. Vedem supa noastră ce frumos se pregătește. Acum punem pastele, nu punem prea mult, că vreau 4 litri de, sper să reușesc. Așa. Așa întregi. Și acum mai lăsăm încă 2 minute maxim. Să dea clocot și luăm. Opri. Focul. Are un gust super, măcar că nu a fost carne de casă, nu a fost cine să taie găina, așa că am folosit de data asta pulpe cumpărate din magazin. Dar uitați culoare, pentru că legumele ce am introdus acolo dă și gust și aromă și culoare și toate. Deci putem să punem laptele. Oprim aici focul la supă. Punem atâta lapte cât vrem să putem să avem sosul ăla bun. Depinde de fiecare. Noi acum nu facem așa mult, pentru că suntem doar 3 inși care mâncăm. Și acum introducem, după ce o fie 3-4 minute cu lapte, introducem îngroșala. Și lasă mai treabă 3-4 minute. Că este important să fiarbă după ce am pus făina amestecat cu lapte, ca să nu se simtă gustul de făină. E foarte important ca să fiarbă. Uitați ce frumos îngroașă. Vreau să vă prezint supa, uitați culoare, gust, puteți să mă credeți pe cuvânt că este foarte bun, atâtea legume și atâtea condimente, condimente, sare și piper, doar atât. Și uitați mărtașul nostru, este foarte, foarte bun. Dacă încercați rețeta asta, de asta nu spun cât mirodenii sau cât ingrediente să puneți, pentru că asta se pune după gust. În schimb, la jumătate de kil de
ipotă, am folosit cam jumătate de litru de lapte cu îngroșarea cu tot și vedem că avem un sos minunat care are consistența și textura necesară, așa că vedem mâncare gustoasă, bună, ieftină, repede să face. Eu acum o să merg după soție, încă e de dimineață și mâncăm împreună când vine acasă. Deci până la următorul vlog, vă rog frumos să vă abonați, vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel și până la următorul vlog când ne vom vedea din nou, să aveți grijă de dumneavoastră, multă sănătate și numai gânduri pozitive.